Fulgera Clăjani, Ioniță și Viorica sunt alături de noi, să-i primim cu aplauze! Wow! Bine v-am găsit! Sunt Ioniță de la Clăjan și vă salut cu respect. Vreau să știu dacă se aude la dumneavoastră. Intră sumă pe față? Să fie tare să se audă până la mine la Clăjan. Asta vreau, da? Suntem pentru prima dată la Codlea. Venim să vă spunem la mulți ani. Vrem să mulțumim Consiliului Local, domnului primar, și să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți prezenți. Are de unde, nu? Am venit cu muzica noastră, așa cum știți, la noi la Clăjan este o meserie ceea ce facem noi, se transmite din generație în generație și ne-am bucurat de succes și de prieteni prin întreaga lume, da? Am vrea să devenim și prietenii dumneavoastră. Taraful de la Clăjan, cu instrumentală, în aplauzele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you.
Yes. Vă mulțumesc. Se aude la dumneavoastră? Se cântă live 100% cu orchestra mea de la Clejani, pălăriați frumoși. Dar vă rog să o aplaudați pentru că ea o să vă cânte și o să vă încânte cu cele mai frumoase melodii ale ei. În aplauzele dumneavoastră! Urcă-n scenă Viorica de la Clejani! Bună seara, bună seara! Dă-mi un monitor, că nu-i grasă, nu. Bună seara, oameni dragi și frumoși, bine v-am găsit! Of, ce frumos e la munte! Ce răcoare! La București, mare căldură! Deja, ia uite, mă inspira de mine pădurea asta frumoasă! Să aveți grijă de natură și să iubiți animalele! Un mesaj din toată inima mea pentru dumneavoastră! Deci, să avem grijă de natură și să iubim animalele! Chiar acum am găsit o pisicuță mică și una dintre dansatoarele mele a luat-o și o să o ia acasă și o să aibă grijă de ea și așa vă îndemn și pe dumneavoastră orice animal, găsiți să aveți grijă de el și să-l iubiți! Și o să încep cu cea mai frumoasă! Bărbatul meu nu era mare iubitor de animale, dar acum le iubește foarte mult Ionița animalele. Acum o să încep cu o melodie veselă pentru toate muierile astea frumoase, așa! Pentru toate bombărnicile astea! Așa o horă de mână și de picior, cum îmi place mie să spun, dați drumul, băieții mei, că vă mănâncă pe niște zmei! A, uite ce priveliște frumoasă în față! Yeah.
Iar acum o să vă cânte o melodie foarte frumoasă de la noi, de acolo, de la Tulpină și Rădăcină. Să trăiască Brașov, care Cucu și Corbu, exact cum să ceartă, știți voi cine? Ai noștri, care mai înainte, care mai înapoi. Și mă inspiră, deci peisajul ăsta este magnific, superb, exact în codru, mă simt. Cum să ceartă Cucu și Corbu sus, vor murea?
și noi.